Salutare! Mă numesc Leonid, ea este Mădălina și acesta este primul episod din serialul nostru de educație pentru media, pe care îl puteți urmări în întregime pe canalul nostru de YouTube, Abraziv. Dar și pe rețelele de socializare, Instagram și Facebook. Let's go! Ce este fotografie? Este o imagine, o captură a unui moment din viață realizată cu telefonul sau cu un aparat foto. Desigur, încercând să frumusețăm imaginea, adăugăm diverse efecte, ce duc la denaturarea fotografiei. Știați că tendința de a retușa fotografiile nu a pornit odată cu Photoshop-ul, ci a existat încă în prima jumătate a secolului XIX. Desigur, fotografiile cu Lenin, Stalin și Hitler au fost retușate cu scopul de propagandă. E destul de simplu să truchezi o fotografie, dar e la fel de simplu să înțelegi diferența între o fotografie trucată și una reală. Această fotografie este reală? Priviți mai atent! În acest episod vorbim despre trei tehnici de manipulare prin imagini. 1. Cea mai populară formă de manipulare prin imagini este unghiul și compoziția. Doi. Este ușor să minți oamenii prin tehnica de adăugare sau omiterea obiectelor și personajelor din imagine. 3. Gama de culori tot afectează percepția privitorului. Culori reci și culori calde. Un tren privit prin ochii unui trecător și un tren filmat de regizorii de la Hollywood. Mexic în realitate și cum ar arăta într-un film. Și totuși, de ce oamenii falsifică o fotografie? 1. Pentru a manipula. 2. Pentru a vinde un produs. Și 3. Pentru a ascunde faptul că în spatele fotografiei se ascunde un troll. Mai nou, una dintre tendințele de manipulare prin imagini este deepfake. Ai auzit vreodată despre deepfake? Dar așa. Deepfake-ul este un video trucat în care protagoniștii apar spunând sau făcând chestii pe care aceștia în realitate nu le-au spus sau făcut. Deepfake-ul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale, înlocuind fețele personajelor. Imaginați-vă-l pe Leonid în rolul lui Elon Musk, oferind un interviu. Yeah, I think there's no real length limit. You could dig as much as you want. I think if you were to do something like a DC to New York